Incidența de îmbolnăviri cu COVID-19 în județul Hunedoara a ajuns astăzi, 9 februarie, la 17,09 la 1000 de locuitori. Gradul de ocupare al paturilor pentru cei infectați cu SARS-CoV-2 este unul încă liniștitor, de 46,07%, iar autoritățile recomandă respectarea măsurilor de siguranță sanitară și vaccinarea anti-COVID. Avem o creștere exponențială. Din fericire, nu avem o presiune foarte mare pe unitățile spitalicești, în sensul că sunt necesare internări multiple. Recomandarea este să păstreze cât se poate de mult regulile de protecție împotriva acestui virus și vaccinarea, care ne protejează de a face forme grave sau severe. Cu toate acestea, hunedorenii se vaccinează foarte puțin sau chiar deloc, așa cum reiese din datele făcute publice de Direcția de Sănătate Publică. Astfel, în rândul municipiilor, cea mai mare rată de vaccinare era, în ianuarie, în Deva, 44,09%, iar în decembrie aceasta a fost de 44,09%. La orașe este o situație similară, pe primul loc rămânând Simeria cu 37,97%, față de 37,61% la finele anului trecut. În ceea ce privește comunele, cei mai mulți vaccinați sunt la Peștișul Mic, 43,47% la finele anului trecut, fiind de 42,64%. La polul opus, cei mai puțini vaccinați rămân în municipii, la Lupeni, adică 29,63% la sfârșitul lui 2021, procentul fiind de 29,09%. La orașe, pe ultimul loc la vaccinare, rămâne Giurgiu cu 28,34% în comparație cu 28,05%. În ceea ce privește comunele, cea mai mică rată, una nemodificată, este în continuare la Lunca Cernii de Jos, de 9,79%, aici trecând ceva timp de când nu s-a mai vaccinat cineva. Astfel, numărul celor care s-au vaccinat în ianuarie este infim, putând fi numărat pe degete în mai toate localitățile hunedorene, iar o eventuală administrare a dozei a patra pare a fi ieșită complet din calcule. Momentan suntem la a treia doză și în principiu, da, există, am văzut și eu în Israel, deja se administrează a patra doză. În principiu, recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este să nu se abuzeze cumva de aceste doze, pentru că pot să dea peste cap imunitatea organismului. Urmează să vedem cum vor evolua lucrurile pe viitor. Incidența de îmbolnăviri cu COVID-19 este în continuă creștere din 28 decembrie anul trecut, când era 0,59 la 1000 de locuitori. La ora actuală, județul Hunedoara, cu excepția comunelor Balșa și Bătrâna, unde nu sunt raportate cazuri de COVID, toate localitățile sunt în cod roșu, cu rată de îmbolnăvire de peste 3 la 1000.